Înscrierea lui Tiberiu Demeter în Partidul Liberal Reformator a fost anunțată într-o conferință de presă de către președintele organizației giurgiuvene, Toma Petcu, acesta avându-l alături pe noul membru de partid. Săptămâna aceasta urmează să fie aprobată cererea de adeziune, Tiberiu Demeter explicând totodată ce l-a determinat să intre în politică. Din perioada când am trecut în rezervă, am fost într-adevăr, am avut discuții cu personalități care mi-au propus să sprijin în continuare județul Giurgiu. Am avut gânduri, m-am gândit, am vorbit cu familia, ce pot să fac, încă sunt, consider că sunt tânăr și pot să fiu și să fiu în sprijinul acelor giurgiuvenilor, oamenilor pe care întotdeauna i-am iubit și pentru care eu am fost format ca să-i apăr și să-i sprijin. Noul membru al PLR a mai precizat că nu este interesat neapărat de doctrina partidului, iar ceea ce a contat pentru a veni la PLR a fost relația apropiată pe care o are cu Toma Petcu. Tiberiu Demeter a spus de asemenea că a mai avut oferte și de la alte partide. Nu mă întrebați de doctrina Partidului Liberal Reformator. Nu mă întrebați, pentru că nu știu. Singura doctrină pe care eu am este cetățeanul. Să fac tot ceea ce îmi stă în putință ca să ajut cetățeanul. Din discuțiile pe care am avut cu familia, cu apropiați, mi-au spus că vin în politică să mă îmbogățesc. Fals. Și de asta vă declar și acum că dacă voi ocupa vreodată vreo funcție pe baza recomandărilor politice, voi dona retribuția și tot ceea ce ține de bani, voi dona asociației, casei de copii pe care am avut-o în coordonare. Fostul șef al jandarmeriei Giurgiu a mai declarat că nu va pleca din PLR la alt partid, iar când va decide să renunțe la această formațiune, va ieși definitiv și din politică. El nu a exclus totuși varianta de a participa la un alt proiect politic, dar numai alături de președintele PLR Giurgiu, Toma Petcu.